specialiștii noștri se întâlneau cu conducerea Italiei pentru a stabili o situație mai calmă și o situație mai potrivită pentru românii de acolo. Cel puțin noi am reușit să încălzim sufletește atât pe italieni cât și pe români care s-au bucurat din faptul că o formație din România sau două formații din România, am spus, au venit în astfel de condiții grele în Italia și au prezentat arte românească. Din această paradă, iată un car funebru ceva mai aparte, jazz funerar, îi spuneau organizatorii. Sigur că a strânit hazul, iată că ei știu să facă din orice haz, mai ales atunci când e vorba de sărbătoare, când uită de probleme și se duc la această întâlnire, la această paradă, la această manifestare și folclorică și de carnaval, cu gândul de a se simți bine, de a uita de problemele zilnice. Sicilia, care mă așează pe ideea tradiției siciliene, un grup care îmbină elementele de luptă, de vechime siciliană cu portul sicilian. Questo è un duello a primo sangue, giusto? Lo saprà. Già uscito, è quale sono? Parata! Sicilia! Iată, stimați telespectatori, Teatrul Alexandru Bisuga este prezent. De data aceasta suntem în fața a cel puțin 30.000 de spectatori care au înconjurat pur și simplu acest centru din Castro Villari. Păpușarii noștri au reușit și aici să facă o animație superbă, pregătind parcă intrarea în scenă a cununii de pe Someș printr-un dans așa cum este specific Bistriței Năsăudului. Am cucerit aplauze și aici la scenă deschisă. Prezentatorul vorbea frumos în aceste clipe despre România, atrăgând atenția asupra valorilor artei românești. Iată ce au făcut artiștii noștri acolo. N-au fost în excursie, au fost să manifeste pentru frumos, pentru adevăr, pentru adevărata România.
Și de la Cuna de pe Someș, la finalul acestei emisiuni, stimați spectatori, din nou Teatrul de Păpuși, de pe scenă, în scenă, din scenă, din nou între spectatori. A fost o seară extraordinară românească aici la Castro Villari, stimați telespectatori. Vă spuneam, peste 30.000 de oameni ne-au aplaudat la scenă deschisă pentru modul în care artiștii de la Teatrul Alexandru Misuga și artiștii de la Cuna de pe Someș au reușit să ducă un mesaj frumos de prietenie pentru cei din Italia, arătând în felul acesta, de fapt, cine suntem noi, la modul adevărat, la modul frumos, la modul deschis. Dorel Cosma vă spune tuturor o seară frumoasă, rămâneți cu noi aici la ASTV. Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon.